ziua tuturor, domnule prim-ministru, dragi invitați, dragi candidați, dragi prieteni, îmi aduc aminte, într-adevăr, bine, până la detaliu, campania Uniunii Social-Liberale în Baia Mare pentru Florin Tătaru, primul candidat al Uniunii Social-Liberale. Campania la care am avut și eu, împreună cu Victor Ponta, cu ceilalți colegi la București, cinstea să participăm. Vă spun acum foarte sincer, credeam cu toții că va fi bine, credeam cu toții că Florin va câștiga, dar aveam inima strânsă pentru că era prima încercare în confruntare directă cu cei care contează, singurii care contează, cu cetățenii, cei care dădeau sau nu dădeau votul lor. Era prima încercare la care această construcție politică, Uniunea Social-Liberală, era expusă. Victoria lui atunci aici, de fapt, victoria voastră, a celor care a stat trup, conținut, voință acestei idei politice, a fost doar începutul. Astăzi, Uniunea Social-Liberală deține, prin reprezentanții ei, pozițiile de conducere și de responsabilitate în copleșitoarea majoritate a județelor și unităților administrative, localităților României. Astăzi, Uniunea Social-Liberală are un guvern și un prim-ministru. Astăzi, Uniunea Social-Liberală are categoric șanse foarte mari de a câștiga cel mai bun scor electoral la alegerile parlamentare după 1990. Tot acest drum de la ideea Uniunii și până la realitatea politică de azi nu a fost nici scurt și nici ușor. Fiecare dintre noi, conducător la București, conducător în teritoriu sau pur și simplu membru sau susținător al acestei construcții, știe prin câte am trecut. Nu a fost un drum scurt, nu a fost un drum ușor. Mesajul meu, acum, înainte de aceste alegeri, nu este doar acela că ele trebuie și vor fi câștigate. Mesajul meu este către dumneavoastră toți, către curajul și angajamentul dumneavoastră, că greul abia începe. Pentru că românii vă vor da încrederea. Românii ne vor da încrederea. Marea noastră răspundere în fața lor, a concetățenilor noștri și în fața istoriei în care noi trăim, este ce vom face cu această încredere. Și vrem să facem România puternică. Vrem să facem România așa cum ea poate să fie, prin resursele ei, prin resursele ei naturale, prin resursele ei umane, prin resursele ei de inteligență, prin resursele ei de cărnicie, prin resursele ei de speranță. Sunt întru totul de acord că Maramureșul nu numai că e o zonă specială în sensul cel mai bun, în sens cultural, în sens istoric, în sens economic a acestei țări. Sunt de acord că pentru Maramureș trebuie făcut mai mult, pentru că toți acești ani, de fiecare dată, am văzut cum, de la un guvern la altul, de la o administrație la alta, există entuziasm, există promisiuni, există așteptări și foarte puțin sau prea puțin din aceste lucruri s-au realizat. Am încredere că de data asta, împreună cu întreaga Românie, Maramureșul va reuși. Și cred că gândul pe care
în primul rând, candidații pentru Parlament trebuie să aibă, atunci când vă cer susținerea și atunci când le veți cere împreună susținerea tuturor cetățenilor, este că pe lângă resursele de aur, de care amintea și domnul primar, de drept cuvânt, cea mai mare resursă a Maramureșului este onoarea oamenilor lui. Cu acest lucru, vă sunt alături, vă suntem alături toți, n-am nicio îndoială că veți câștiga și am toată încrederea că cea mai puternică majoritate din istoria post-revoluționară a României, cel mai puternic guvern și cel mai puternic prim-ministru din aceeași perioadă istorică, adică Uniunea Social-Liberală, Victor Ponta, Guvernul Uniunii Social-Liberale, vor începe cu răbdare, cu tenacitate și cu credință drumul României spre onoare, spre prosperitate, spre demnitate. Așa să vă mulțumesc!